Capitolul 10. Iată spița neamului fiilor lui Noe, Sem, Ham și Iafet. După potop li s-au născut fii. Fiii lui Iafet au fost Gomer, Magog, Madai, Yavan, Tubal, Meșec și Tiras. Fiii lui Gomer, Ashkenaz, Rifat și Togarma. Fiii lui Yavan, Elisha, Tarshish, Chitim și Dodanim. De la ei se trag popoarele din țările neamurilor de pe malul mării, după ținuturile lor, după limba fiecăruia, după familiile lor, după semințiile lor. Fiii lui Ham au fost Cuș, Mitzraim, Put și Canaan. Fiii lui Cuș, Seba, Havila, Sabta, Raema și Sabteca. Fiii lui Raema, Sheba și Dedan. Cuș a născut și pe Nimrod. El este acela care a început să fie puternic pe pământ. El a fost un viteaz vânător înaintea Domnului. Iată de ce se zice, ca Nimrod, viteaz vânător înaintea Domnului. El a domnit la început peste Babel, Erec, Acad și Calne în țara Șinear. Din țara aceasta a intrat în Asiria, a zidit Ninive, Rehobot Ir, Calah și Resen între Ninive și Calah. Aceasta este cetatea cea mare. Mitzraim a născut pe Ludim, Anamim, Lehabim, Naftuhim, Patrusim, Casluhim, din care au ieșit filistenii, și pe Caftorim. Canaan a născut pe Sidon, întâiului născut, și pe Het, și pe Iebusiți, pe Amoriți, pe Ghirgasiți, pe Heviți, pe Archiți, pe Siniți, pe Arvadiți, pe Țemariți, pe Hamatiți. În urmă, familiile cananiților s-au împrăștiat. Hotarele cananiților se întindeau de la Sidon, cum mers spre Gerar, până la Gaza, și cum mers spre Sodoma, Gomora, Atma și Țeboim, până la Leșa. Aceștia sunt fiii lui Ham, după familiile lor, după limbile lor, după țările lor, după neamurile lor. Și lui Sem, tatăl tuturor fiilor lui Eber și fratele cel mai mare al lui Iafet, i s-au născut fii. Fiii lui Sem au fost Elam, Asur, Arpacșad, Lud și Aram. Fiii lui Aram, Uț, Hul, Geter și Maș. Arpacșad a născut pe Shelah și Shelah a născut pe Eber. Lui Eber i s-au născut doi fii, numele unuia era Peleg, numit așa pentru că pe vremea lui s-a împărțit pământul, iar numele fratelui său era Ioctan. Ioctan a născut pe Almodad, pe Shelef, pe Atsarmavet, pe Ierah, pe Adoram, pe Uzal, pe Dicla, pe Obal, pe Abimael, pe Seba, pe Ofir, pe Havila și pe Iobab. Toți aceștia au fost fiii lui Ioctan. Ei au locuit de la Meșa, cum mergi spre Sefar, până la muntele răsăritului. Aceștia sunt fiii lui Sem, după familiile lor, după limbile lor, după țările lor, după neamurile lor. Acestea sunt familiile fiilor lui Noe, după spița neamului lor, după neamurile lor. Și din ei au ieșit neamurile care s-au răspândit pe pământ după potop.